Da, păi Alex al meu a venit acasă numai cu note mari, note de foarte bine. Da, și l-a lăudat doamna. Păi m-a sunat, hai să-ți explic, mi-a zis că o să avem o ședință. M-a sunat doamna ca să îmi explice că avem ședință peste o săptămână. Și printre altele, ce să vezi? Da, mi-a spus că Alex este foarte lăudat de toți profesorii din școală. Da, sigur. Ah, și fata ta e la fel? Mă bucur să aud asta. Da. Bine, bine atunci, hai, ne mai auzim. Bine, pa, pa. Și fiica ta, și ea e lăudată. De ce toată lumea trebuie să se ia după mine? Doar știu destul de bine că fata lor nu este atât de capabilă pe cât se laudă ei. Of. Dar și fata mea este lăudată. Cum? Dar a luat numai note de 10 și au zis că va participa chiar și la olimpiadă. Da. Așa-i? Aha. Am înțeles. A, bine. Hai că te las. Pa, te las. Auzi, măi, chiar așa laudă pe Alex toți profesorii? Părinții lui îmi spun că toți îl laudă, că are numai note bune, că se descurcă de minune la școală. Chiar așa este? Nu, mama, nu e așa. Nu toată școala îl laudă, numai noi trei profesori. Am Și să înțeles. știi că nu are numai de foarte Și bine. răspunde mereu la ore. Este Nu, foarte mai activ. este, dar nu foarte, foarte activ. Of, Doamne, nu știu de ce părinții ăștia tind tot timpul să exagereze capacitățile copiilor lor. Învățătoare, dragi părinți, începând de luni, școala va trece pe online datorită cazului. Da, din păcate, vom fi iarăși pe online. Da, ok, asta este, nu avem ce face. Face pe online. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru mesaj. Oare mai lucrez și eu astăzi? Da, ok, am înțeles. E de ajuns ca 2-3 părinți să răspundă. Mai am un pic și-l arunc pe geam. De ce a fost nevoie oare să se creeze aceste grupuri de WhatsApp? De ce? De ce? Tot timpul mesaje inutile la care trebuie să suportăm cu toții bipăitul lor. Se organizează o nouă întâlnire cu copiii. Dar cum? Dar sigur, dar eu sunt acolo, în comitetul de organizare. Da, așa. Aha. Erika, ia vino Da? puțin. Ci că se organizează o nouă întâlnire la voi la școală și întreabă mămicile cam cu ce să ne pregătim. Tu ce ai vrea să duci la școală? Vreau niște prăjituri făcute de tine, cu Bine, ciocolată. bine, bine, gata. Am scris că eu aduc prăjituri. Yay! Prăjituri aduse de mama! Yay! Ia să le scriu repede. Și aducem și suc de mere cu coacăze. Gata, am trimis. Dar oare la farfurii s-au gândit? Ia să le scriu și de farfurii. Farfurii și pahare de unică folosință. Gata, am scris. Dar oare vin toți copiii? Ia să întreb. Gata, am trimis. Ce îmi plac grupurile astea de WhatsApp? Așa de mult îmi place că poți să ții legătura cu toate mamele și să organizezi și să știi tot ce mișună în clasă. Ah, ce îmi place! De-abia aștept să-i arăt lui tata ce notă am primit!
Tati, ia uite ce notă am primit. Ce, tati? Ia. Uite, am primit FB. Ai luat? Bravo, tati! Așa, tata, bravo, vezi că se poate. Da. Bravo, dă-ți iubească, tati. Ce vrei să-ți cumpere, tati, hă? Pentru nota asta? Nu știu. Cum nu știi? Trebuie să fie ceva care să-ți placă. Mă gândesc. Chiar nu te-ai gândit la nimic până acum? Nu. Nu ai reușit? Nu, păi n-am cum reușit. Cum să te gândești pentru un foarte bine? Meriți orice, dragă. Atunci vreau un cățel. Ei, nici chiar un cățel, tati. Hai că nu ai terminat chiar școala numai cu foarte bine. Abia e primul semestru. Deci, ce vrei să-ți iau? Mă gândesc. Bine, hai gândește-te. Of, cum a luat ea. Foarte bine! Atât de bucuros sunt când vine acasă de fiecare dată cu note de foarte bine, nu știu, mă bucur așa de tare, de parcă notele astea le-aș lua chiar eu! Doamne, nici măcar eu nu mă bucuram așa când eram mic! A, s-a ajuns acasă? Mami, mami, mami! Deci am ceva de spus! Am luat un FB la test! Ia uite! Ai luat un FB, am înțeles! Și cât colegi au mai luat FB? Da, nici jumătate din clasă. Am înțeles. Înseamnă că nu a fost chiar atât de greu. Mama, dar chiar a fost destul de grea lucrarea. Păi atunci felicitări pentru FB-ul tău. Din punctul meu de vedere, e un lucru normal să iei FB. Spor la învățătură în continuare. Mulțumesc. Tot timpul îmi face așa, niciodată nu mă laudă. Apasă butonul de like dacă și părinții tăi se comportă la fel ca unul dintre cele două cazuri. Da, nu înțeleg problema 41. O să-l rog pe tata să mă ajute. Tati! Vino, te rog! Da, tati, ce s-a întâmplat? Ia spune. Nu înțeleg problema 41. Care problemă, tata? Ia să vedem unde. Ăsta să se afle cel mai mare număr natural de 5 cifre distincte, știind primele două cifre sunt pare, a treia este impare, iar ultimele două cifre egale cu 10. Păi e simplu aici, tati. Ia hai să vedem. Deci, avem numerele impare, da? Le-ai scris tu deja. Corect. După aia facem așa. Și rezultat final, 6824. Da? Ai văzut? Este foarte simplu, trebuie doar să știi cum să iei fiecare element și să-l așezi în ordinea care trebuie. Ai să fii atentă? Da. Ok, dacă mai ai probleme, strigi la tati că vine și te ajută, da? Bine, mulțumesc. Da, ai fost atentă, da? Bine, hai, eu mă duc înapoi la treaba mea. Dar, practic, tata mi-a rezolvat problema. Am scăpat de teme. Așa. Ce să mai scriu aici? De unde să știu eu ce a făcut autorul în acea poveste? N-a fost acolo ca să văd. Mami! Da, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Uite, nu mă descurc la compunerea asta. Și ce trebuie să conțină compunerea asta? Păi trebuie să scriu continuarea textului. Și eu de unde să știu ce gândea autorul? Păi... nu am cum să te ajut, aici intervine creativitatea ta, eu nu pot să-ți fac ție temele, mai ales la română, adică tu trebuie să scrii. E imposibil să nu-ți vină o idee în cap. Hai, mama, măcar citește așa puțin aici, ca să vezi și tu cum ar trebui să continui. Degeaba mă uit, degeaba citesc, nu pot să-ți dau idei, nu am voie să-ți dau idei. Temele sunt date pentru elevi ca să le facă elevii, nu părinții. Îmi pare rău. Este imposibil să nu-ți vină acolo o idee cât de mică. Imaginează-ți că te uiți la desene animate și gândește-te la câte aventuri și povești sunt acolo. Hai, mama! Nu, mami. Am încredere în tine că ești un copil inteligent care va ști să-și facă temele singur, da? Chiar dacă nu vor fi perfecte, sunt temele tale și vei fi mândră de ele și de nota pe care o vei obține, da? Haide! Spor, mami! Mulțumesc! Odinem, ia spune-mi, tati, unde este Rusia? Aia, tati, bravo, aia este Rusia, este cea și cea mai mare țară.
Da, care este țara cea mai mică? Hmm? Mai știi? Nu, tati, aia nu este cea mai mică. Asta ce țară este de aici? Iași. România. România, tati, așa se cheamă, bravo. Cea mai mică țară, tati, este... Va... Da, tati. Trebuie să-mi semnez carnetul, deoarece ce am luat o notă mică, adică bine. Tati, dar asta nu este bine. Unde ai văzut? Nota asta de bine este deja semnată. Pentru ce ai luat insuficient? Ce s-a întâmplat? Nu am făcut un exercițiu frumos, român. Păi și nu ai putut să fii un pic mai atentă, tati? De ce trebuie să iei nota asta? Nu e nimic. Hai că ai să înveți, ai să fii mai atentă la următoarele teste și să încerci să îți îndrepți nota, da? Pentru că nu vrem ca la sfârșit de an să ai media stricată din cauza acestui insuficient. Eu am încredere în tine că totul va fi bine. Dă-mi un pic ca să-ți semnez, da? Am venit acasă. Erica, dar tu iarăși la calculator? Nu poți să stai tot timpul la calculator. Cum vin acasă, cum te văd la calculator? Ce note ai mai luat? Ia adu-mi carnetul de note. Ghiosdan jos dan. Și nu te poți deplasa până la ghiosdan să mi-l aduci? Ești lipită de calculator? Bine, mă duc acum. Ia să vedem. Cu ce te mai lauzi tu zilele astea? Ai luat insuficient la matematică? Da, doamna ne-a dat un test pe nepregătite și eu am avut foarte mari emoții. Deci nu se poate așa ceva. Gata, închide calculatorul, treci la tine în cameră și te apuci de lucrat. De acum înainte trebuie să faci câte o pagină pe zi. Nu discut. Da, mami, înțelege. Nu-i vorba că nu am știut, dar am avut foarte, foarte mari emoții și nu m-am putut concentra. Nu mă interesează, te duci și lucrezi. Tu știi câte note de foarte bine trebuie să iei ca să-ți iasă media bine? Poftim carnetul, spor la treabă. Mulțumesc. Hai, fugi, fugi. Of, doamne, copiii ăștia habar n-au cât pierd. Și acesta a fost videoul nostru de astăzi. Vouă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați și nu în ultimul rând să ne scrieți ce să ne scrie. Ce personaj v-a plăcut cel mai mult și care, de ce? Care dintre părinți se aseamănă cu părinții voștri? Scrieți-ne în comentarii pentru că suntem tare curioși ai voștri părinți. Dacă se regăsesc în cei prezentați de noi. Cum procedează ei? Cum vă abordează la școală? Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Pa, pa! Pa!